dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Bună dimineața, oameni buni! Cum am promis de săptămâna trecută, ziua de astăzi, dimineața de astăzi, la cafeaua de dimineață, este pentru a dialoga cu primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Caravelea. Bună dimineața, bine ați venit, bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe cei care vă urmăresc la fiecare cafea de dimineață. Amară, dulce, cum o fie ea. Domnul primar, o să-mi cer permisiunea ca în două minute să anunț că a apărut numărul 567 din Mesagerul de Neamț, un număr care este într-un tiraj mult mai mare decât de obicei. În el, pentru primărie, apare proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț. E un, ca să zic așa, prilej de discuție și astăzi. Apare și stadiul marilor proiecte de investiții. Vorbesc de coridoare și despre construirea de reabilitare, nici nu știu, modernizare a unor școli din municipiu, plus taxele și impozitele locale. Dar avem și câteva materiale care musai trebuie citite. De exemplu, 1989, județ liniștit, cu sinteze și buletine informative distruse. Recent, Serviciul Român de Informații a desecretizat documente privind revoluția de la 1840, adică activitatea securității înainte, în timpul și imediat după ce s-a întâmplat în decembrie 89. Toate județele din țară au zeci de pagini. Județul Neamț stă cel mai bine dintre toate, are două pagini care și alea încep cu o frază extrem de interesantă, care spune cam așa, dacă o să pot eu să ajung acolo, spune cam așa. Nu insist degeaba în emisiunea de astăzi cu asta, pentru că există, vorba românului, există o explicație întotdeauna pentru ce se întâmplă într-un județ. Spune cam așa. La ordinul dumneavoastră, numărul din 91, referitor la sintezele și buletinele informative înaintate în perioada 1-21 decembrie 89, Serviciului Central de Analiză și Sinteză, direcțiilor 1, 2, 3 din fostul DSS, acestea nu pot fi valorificate, deoarece au fost distruse, iar majoritatea ofițerilor care aveau astfel de atribuțiuni sunt în rezervă. Deci, județul Neamț a trecut în rezervă, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă mai jos în aceeași frază se spune că ofițerii și-au făcut datoria cu atenție, deoarece au fost verificați în timpul respectiv de factorii responsabili și ulterior în rapoartele prezentate de fiecare cadru. Rezultă că s-au ars sintezele, avem rapoartele pentru fiecare cadru, dar ele nu mai puteau fi refăcute pentru că s-au ars. De aici încolo n-aș vrea să stăm să tragem o linie, să analizăm câți dintre cei care au condus orașul, județul... Au fost în rezervă. Nu, au fost la mâna unora din rezervă. Da. Este o altă poveste, nici nu vreau să mă gândesc să sparie gândul la așa ceva, dar există niște explicații pentru fapte care s-au întâmplat în județ și în Piatra Neamț. Domnul primar, astăzi am spus că încercăm să răspundem în mare măsură la cât mai multe întrebări, așa a fost. La cât mai multe întrebări. O să rog pe Bogdan să facă un lucru care nu are voie să-l facă în timpul emisiunii, să-mi aducă puțin telefonul. Dați-mi voie întâi să vă felicit pentru cel de-al 567-lea număr, să vă urez spor și putere de muncă și de documentare în continuare și să vă mulțumim că în acest număr avem o componentă destul de expunere. O expunere destul de largă, generoasă și sperăm noi să ofere cât mai multe răspunsuri cititorilor dumneavoastră. Eu încercăm cu toții să nu-mi găsește telefonul. Asta este foarte bine. Da, nu e nicio problemă, Bogdan, lasă că ne descurcăm și fără, dacă nu-l găsești. L-ai găsit? Da, dacă l-ai găsit poți să mi-l aduci. Mi-e mai ușor să urmăresc întrebările pe WhatsApp de pe telefon.
Deci, și emisiunea de astăzi dorește să ofere oportunități și posibilități de dialog și de lămurirea unor lucruri. Data trecută am avut o serie de întrebări, cu câteva am rămas eu dator, că oricum am depășit timpul alocat emisiunii și încerc acum să refac seria lor, să începem direct cu asemenea întrebări. Să știți că atunci au venit întrebări pe finalul emisiunii și unele dintre ele chiar sunt întrebări, cum să vă spun eu, care frământă opinia publică. De exemplu, doamna Aurica, mă plimb în fiecare zi pe strada Ștefan cel Mare. Acolo văd un banner la fosta grădină Zoo cu grădina publică Nicu Albu. Se mai întâmplă ceva acolo, că eu nu văd niciun fel de schimbare. Se întâmplă, nu vă spun că de la inițierea, de la primul gând cu privire la transformarea grădinii, fostei grădini Zoo, într-o grădină publică emblematică din municipiul Piatra Neamț, ultramodernă și care să pună în valoare fiecare moment din istoria acestui loc. De la primul gând referitor la acest proiect, a trecut foarte mult timp și s-au succedat foarte multe provocări. Acum suntem în parcurs final al licitației. Din câte știu, avem mulți ofertanți. Sper eu să avem un proces cât mai simplu de contractare fără contestații. Pe 31 ianuarie, din câte știu, se vor deschide ofertele și va urma, fiind destul de mulți ofertanți, o perioadă, din păcate, destul de lungă mai pentru evaluare. Dar important este că această procedură de achiziție se va finaliza cu un contractant, cu un executant, care sperăm noi, având în vedere și numărul mare de ofertanți, să fie de cea mai înaltă calitate. Bun. Acum, sigur va fi un ofertant. Pot să vă zic și de unde au început și care au fost întârzii. Care ar fi termenul de finalizare? Termenul de finalizare al lucrărilor este de 12 luni din momentul încheierii contractului. Din momentul încheierii contractului. Un executant bun se poate mișca mult mai repede. De exemplu, sunt lucrări în oraș unde avem un avans de 2-3 luni la un contract de 12 luni. Deci se va încheia contractul cu cel puțin 3 luni mai devreme, menținând ritmul curent. Apropo de asta, vreau să sancționez un ușor derapaj al unei publicații cu nume de unui site cu nume de ziar, dar care împrăștie numai fake news de multă vreme. Domnul primar, eu am încercat pe tot parcursul activității mele să nu discut despre ce fac alții. Nu, vreau doar impresia. Să aduc claritate pe un subiect. Nu, deci, clarifica subiectul fără trimiteri la... Fără. Reactivic. Deci nu că pe mine fiecare ce scrie, probabil că aia este responsabilitatea fiecăruia. Vreau să clarificați subiectul. Da. S-a lansat în spațiul public teoria că pe multe dintre proiectele primăriei sunt întârzieri. Este adevărat, când ai peste 60 de șantiere mari în derulare, se mai întâmplă și probleme, mai sunt și executanți care nu reușesc să-și mobilizeze toate forțele și să respecte graficul de execuție asumat, dar din numărul mare de lucrări pe care le avem astăzi, cred că pe doar 2-3 suntem în astfel de întârzieri, pe restul lucrărilor mergem foarte bine și suntem avansați. Și există și situații obiective unde, din cauza unor situații întâlnite în teren, neprevăzute, din cauza unor situații care apar în furnizarea materialelor sau de, na, adică există situații obiective și există și situații în care pur și simplu e un management deficitar al lucrărilor respective de către contractant.
Asta nu trebuie să pună sub semnul îndoielii toate proiectele, dimpotrivă, din punctul meu de vedere ne mișcăm foarte bine și vă spun asta tocmai pentru că știu și care a fost soluția pentru a debloca lucrările, și anume plăți făcute imediat ce apar situațiile de lucrări. Asta este cheia soluționării întârzierilor pe lucrări. Și cred că în felul acesta pot închide acest... Bun, eu vă dau un exemplu și eu, apropo de... La un moment dat, o colegă de-a mea a fost prin primărie și s-a spus că una din lucrări este întârziată. Nu știu ce grădiniță pe undeva. Da, exact mai... despre grădinița aceea nu mai știu era și vorba. Este, din păcate, o situație unde avem întârzieri și, de 3 luni. Da, dar vreau să vă spun că după ce am sunat la cel care răspunde de contract, firma care a câștigat, în următoarele 2-3 zile, noi am trimis oameni acolo, a văzut câte 20 de oameni care intraseră pe șantier. El a spus... Dom'le, vom recupera. Și au lucrat. Nu mai știu după aceea, că n-am trimis în fiecare zi. Dar ideea este că, probabil, cu un control, exact. Nu știu dacă zilnic, curent, dar frecvent, și cu urmărirea lucrărilor, probabil că n-ar mai fi asemenea situații. Da. Bun. Deci ne-am lămurit cum e. Deci după 12 luni. Deci asta înseamnă că cel mai curând, undeva în primăvara, vara anului viitor. Noi sperăm și mai devreme. Ceea ce ne-a ținut foarte mult timp pe loc, am și demarat licitația mult mai târziu, tocmai în ideea în care am vrut să verificăm în amănunt care sunt obligațiile legale ca după o activitate cu publicul al unei grădini zoo să trebuiască să facem decontaminare. Am solicitat tot felul de interpretări al legii la mai multe instituții. Din punctul meu de vedere, odată ce în același perimetru a fost activitate cu publicul, e cumva absurd să soliciți decontaminare când produci un progres. Adică, practic, acolo nu va mai exista absolut nicio activitate, nici măcar care să, nu știu, o grădină zoo, știți prea bine că presupune determinarea unor miroase. Am înțeles. Deci, și cine cere această decontaminare? Deci, legea e cumva neclară. Noi am făcut un raport de analiză a solului, din care rezultă o serie de substanțe chimice care nu au legătură cu activitatea de grădină zoo, deci fac parte din structura morfologică a solului respectiv. Și în situația respectivă se cam impune această activitate de contaminare, deși măsurătorile nu indică depășirea pragurilor de alertă unde se impune luarea acestor măsuri. Dar ca să fie totul 100% sigur, oricum până la urmă intervențiile pe care le presupune reamenajarea fostei grădini zoo înseamnă decopertarea unor porțiuni din zoo și atunci oricum ne-am propus această decontaminare ca să fie totul 100%. Am înțeles. Da, deci problema e că încă mai durează. Asta era acolo, dar există... Am deblocat acum această situație tocmai prin consultarea unor experți din zona asta chimică, fizică, care ne-au prezentat o serie de rapoarte și de soluții tehnice prin care să fie totul cât se poate de clar și sigur, fără niciun fel de potențiale riscuri sau repercursiuni. Acum, să trecem de la grădină la o altă lucrare care s-a blocat la început din lipsă de executanți. Cred că mă referiți la Puntea de la Strand. Pentru că am 3-4 întrebări pe subiectul. Din câte știu, la Puntea Strand s-a realizat evaluarea și acum, cred că astăzi, vom comunica rezultatele către cele două companii care au depus oferte. Evident, există un câștigător. După ce facem comunicările către aceste două companii, în termenul de 5 zile, dacă nu se depune nicio contestație, vom anunța și câștigătorul și vom trece imediat la semnarea contractului și la demararea lucrărilor prin predarea amplasamentului. Ce vă pot spune este că această lucrare
din câte știu, conform proiectului tehnic, ar dura undeva la 6 luni. Dar speranța mea este că o firmă care se mobilizează repede și lucrează cu operativitate va termina mai devreme. Eu mi-aș dori ca la 1 iunie Puntea de la Strand să fie modernizată și dată în funcțiune. Bun. O întrebare care vine pe fondul tragediei de la București. Cum stăm cu câinii la Piatra Neamț fără stăpân, haite pe stradă dacă sunt? Și ce măsuri se gândește să ia primăria în continuare? Pentru că o parte din măsuri au fost luate, dar Este adevărat insuficient. Știți bine, săptămâna trecută, la aceeași oră, vorbeam despre acest subiect, fără a se fi întâmplat respectiva tragedie, pentru că pe parcursul dezbaterilor pe care le-am organizat pe tema bugetului, am inițiat și această temă. Mi se pare exagerat să plătim aceste costuri și să avem atâtea riscuri în spate în gestionarea acestor probleme referitoare la câinii comunitari. Eu înțeleg că este o problemă pe care întreaga comunitate trebuie să și-o asume. Nu este o problemă doar a primarului. Vorba aceea, sunt câini comunitari și uneori este frustrant să vorbești despre copiii străzii, adică copiii sunt ai străzii, iar câinii sunt comunitari. Dar asta este vorba, aici vorbim despre acum, o abordare care există în societate. Acum vă întrerup un pic. Mie îmi place, și dumneavoastră proveniți din mediul ăsta al ONG-urilor, că ONG-urile, în general, ele se ocupă de o problemă, de mai multe, nu știu ce. Ei au întotdeauna dreptate. Când nu au dreptate, au tot ei dreptate, că n-a făcut autoritatea ce aveau de făcut. Mă uitam la București în cazul ăsta. Dintr-o dată este o tăcere suspectă pe subiectul câinilor. Se ceartă cine? Primăria de la 6 cu o instituție care, mă rog, nu știu cum se cheamă, ASPA. Sau ASPA. ASPA. Dom'le, n-am mai văzut poziții ale ONG-urilor să vină. Deci, aici în Neamț avem niște cazuri absolut incredibile, nu la Piatra vorbesc, dar este orașul Târgu Neamț care este efectiv blocat în activitatea de... Și noi avem provocări. Pentru că au fost dați în judecată, au pierdut și în Târgu Neamț, dacă te duci, sunt haite de câini pe stradă. Știu, pe stradă. Știți despre asta. Da. Sunt haite de câini pe stradă. Și atunci, Doamne ferește să mai întâmple ceva, pentru că iarăși vom avea aceeași reacție. Adică primăriile sau autoritățile n-au făcut nimic. Și vom avea un comunicat care va veni ori dinspre Consiliul Județean, ori unde, și Doamne, ne-am făcut un proiect, vom strânge toate animalele, dar vom face, vom trece. Stați un pic, haideți să gândim un pic și rațional. Acum legea permite, și este o discuție cu sterilizarea câinilor, nu numai a celor de pe stradă, ci a celor care sunt ținuți în curți. Permite legea. Problema e să poți intra acolo. Se-i permite să-i plătească bugetul local pentru sterilizare. S-a schimbat legea, mă rog. Permite. Cine și-a dorit să facă asta? Cine își dorește care sunt cele 3 probleme majore pe Piatra Neamț? Pe de o parte, această problemă a câinilor comunitari ar fi fost de mult rezolvată dacă nu ar exista un fenomen periculos care, din punctul meu de vedere, se agravează de la un an la altul. Și anume faptul că din comunele învecinate sunt diverse personaje care aduc pur și simplu câini și îi plasează pe raza municipiului Piatra Neamț. Am solicitat în repetate rânduri celor care se ocupă de asta, respectiv societății Salubritas, să ne pună în vedere care sunt exact acele zone unde acest fenomen se întâmplă cel mai frecvent, tocmai pentru a putea lua măsurile necesare, și am cerut colegilor din primărie amplasarea de sisteme de monitorizare video prin care să putem identifica imediat persoanele care fac asta și să le tragem la răspundere. Legea este drastică cu persoanele care fac asta, înseamnă dosar penal, înseamnă confiscarea autovehiculului și așa mai departe. Bun,
Acest fenomen este clar, trebuie eliminat și nu se poate elimina altfel decât prin măsurile cele mai severe cu putință. Pe de altă parte, mai avem pe raza municipiului Piatra Neamț o serie de câini semisălbăticiți în zona Pietricicăi, fie pe partea dinspre liceul de chimie, fie pe partea dinspre strada Valea Albă sau Staro. Situația acolo e cumva perpetuată și de o atitudine cumva pe care eu nu o pot înțelege. Acțiunile de capturare pe care le organizează cei de la Salubritas ar funcționa și ar fi eficiente dacă ar fi acceptate și înțelese și de comunitate. Dar există binefăcători, oameni care de emoție, nu știu, fiind iubitori de animale, eliberează acei câini care sunt capturați în niște cuști speciale. Deci acei câini nu pot fi prinși la lesă, cum se cheamă acel instrument pe care îl folosesc în mod curent? Laț. Acei câini nu îi poți prinde la laț, ei sunt semisălbăticiți, fug în pădure, n-ai voie să intri decât cu vânătorul. Nu poate să intre hingherul de la Salubritas. Câtă vreme există oameni care eliberează acești câini, efectiv nu avem cum să îi prindem. Aceasta este a doua problemă. Soluția e fie reușim să avem o acceptare din partea comunității și să-i lăsăm pe acei câini, să-i capturăm, pentru că ei sunt foarte agresivi. Doamne ferește, un câine din acela să prindă un copil sau o bătrână pe stradă. Vedeți și dumneavoastră ce se poate întâmpla. Și mai este a treia problemă, și anume sumele uriașe pe care le plătim de la bugetul local pentru a menține această problemă și a o perpetua. Pentru că în momentul de față nu avem cum să o rezolvăm odată ce de la o lună la alta crește numărul câinilor în adăpostul de la Piatra Neamț. Am să vă spun un lucru. Anul trecut am prins peste 850 de câini au fost capturați pe raza municipiului Piatra Neamț. Acești câini, cea mai mare parte a lor, au fost aduși din comunele învecinate. Dintre aceștia, vreo 500 și ceva au fost adoptați cu sprijinul asociațiilor de protecție animalelor și aici, pe această cale, le mulțumesc tuturor pentru implicare. Deci din 800-500 pentru... este o cifră respectabilă. Bineînțeles, tocmai de asta și mulțumesc pentru activitatea consistentă pe care o desfășoară asociațiile de profil. Acest lucru nu l-ar putea face Salubritas oricât de mult s-ar focusa pe acest obiectiv. Nu ai cum să reușești această performanță de unul singur. Vorba de conexiuni, de relații, de... Absolut. Da. Și aici, să știi piața. Chiar dacă și Salubrita s-a organizat cel puțin o dată pe lună târguri de adopție și chiar dacă fiecare câine sterilizat, microcipat, e apoi fotografiat și pus pe platforme sociale în așa fel încât să existe cataloage unde oamenii să vadă și să poată alege de acolo un câine spre adopție, totuși este clar că rezultatele apar din colaborarea cu asociațiile de profil. Dar astăzi, în adăpostul din Piatra Neamț, avem un număr de peste 350 de câini și asta înseamnă costuri, pentru că în fiecare zi câinele acela trebuie hrănit, trebuie spălat, trebuie îngrijit și indiferent cât de bine face aceste activități, vine cineva, face o poză și transmite o imagine că nu știu, că nu se întâmplă, adăpostul nu este bine îngrijit, câinii nu sunt în ordine acolo, nu, mă rog, cunoașteți și dumneavoastră fenomenul. Din punctul meu de vedere, și aici nu vreau să vin eu cu o soluție inovatoare, nici n-am cum să fac asta, problema asta există în toată lumea, nu cred că sunt multe primăriile care au reușit să rezolve această problemă, și primăriile care au reușit să rezolve problema au avut o atitudine intransigentă. Și anume, există o perioadă când câinii sunt lăsați spre adopție, după care se merge la o soluție prin care până la urmă nici câinele
nu poți să-l ții la nesfârșit așa. Avem câini în adăpostul din Piatra Neamț care sunt din 2019. Dar bun, nici legea nu permite, din câte știu eu, decât dacă... Legea permite ca la 2 săptămâni după capturare, uitați, dacă nu este adoptat câinele, să fie eutanasiat. Pe chat, ieri dimineață în cartierul Speranța, lângă grădiniță, erau vreo 5 câini de talie mare și săreau la oameni. Și cei de la Salubritas, astăzi se desfășoară o campanie de capturare în Speranța. Știu, am discutat ieri cu domnul director. Deci chiar subiectul ăsta. Nu, eu văd acum pe chat și am zis că e bine să spunem unde mai sunt asemenea grupuri de câini. Trebuie anunțat pentru că se încearcă măcar prinderea lor. Ceea, fac și un apel acum la populație, pentru că este o problemă a întregii comunități și primăria de una singură nu are cum să o rezolve. E... câtă vreme în orașul Piatra Neamț sunt aduși câini din comunele învecinate și noi nu reacționăm, această problemă, da, Doamne ferește, să nu se acutizeze. Cum poți să reacționezi? Adică bănuiesc că nu sunt aduși ziua la Miaza Mare. Nimeni mă nu vine cu mașina. La un moment dat, cineva a văzut pe cineva lăsând un câine pur și simplu la marginea drumului și a trecut cu vederea. Câtă vreme trecem cu vederea astfel de episoade, o să perpetuăm și o să permitem acutizarea problemei la noi acasă. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt zone în care, cum se spun, e propice, sunt zone propice pentru asemenea lucruri. Adică să se aciuieze câinii acolo. Că este o zonă, câinele nu stă într-o zonă dacă nu are... Și dacă nu aruncă cineva de la etajul 3 o coajă de pâine, deci, sau... Adică, da, cum să spun... Sunt zone propice. Cred că aici trebuie să acționăm. Toate aceste activități care perpetuează problema, fie că tolerezi odată că cineva a eliberat în raza orașului un câine și l-a abandonat acolo, sau când hrănești un câine, tu de fapt nu-i faci un bine pentru că îl menții o stare nesănătoasă în jurul respectivului bloc. Acel câine, la un moment dat, poate să devină agresiv. El se poate sălbătici. În zona Balaurului tot timpul sunt haite de câini, spune o doamnă. După aceea, doamna care a intervenit și săptămâna trecută, doamna Tihenea, trebuie ca în adăpost să nu mai ajungă câini care în final trebuiască să fie eutanasiați. Asta înseamnă să nu mai avem ce captura de pe străzi. Asta înseamnă de asemenea să nu mai fie posibil pentru câini să se înmulțească necontrolat. Și am ajuns astfel la cauza numărul 1 a problemei. Da, este adevărat. Am să vă spun eu acum. Dar asta trebuie să întâmple peste tot, exact, nu numai într-o zonă. Și avem câteva exemple de bune practici în sensul ăsta, dar se mai întâmplă. Deci. Eu înțeleg care este teoria. Noi în momentul de față plătim peste 2 milioane de lei pentru activitatea de ecarisaj și de întreținerea adăpostului pentru câini. Cât să mai plătim pentru sterilizare pe lângă asta? 2 milioane și ceva de lei înseamnă o școală modernizată sau aproximativ 6 locuri de joacă ultramoderne. Ne permitem să mai... Ca să nu mai spunem că, din punctul meu de vedere, este și o problemă cu legea care nu permite de mult realizarea de campanii de sterilizare finanțate de la bugetul local pentru câini cu stăpân. Pentru că acolo este și o meserie, o profesie liberală, adică nu poți să intervii într-o zonă unde să produci dezechilibre la nivel de concurență. Deci noi cum am putea să susținem o campanie? Mi se pare gândită cumva strâmb legea respectivă. Pe de o parte finanțezi o meserie, o profesie liberală, dirijând niște bani. Bun, aici se poate rezolva probabil... Care încalcă principiile concurenței. Da, dar e legea făcută, adică unde există lege, știți cum e, ori o schimbi, ori... Înainte nu permitea. Înainte nu permitea, pentru că, după cum bine știți, am
o relație foarte apropiată cu cel care a inițiat legea și mă refer aici la domnul doctor Liviu Harbuz, pe care îl salut și care vă salută și el, vă salută și el că este pe zonă. Deci, zone de hrană și staționare propice animalelor, mi se spune, curțile societăților comerciale și pe platforme industriale, să vină și în alte părți. Se adună foarte mulți acolo și probabil că de aceea se înmulțesc. Dar să depășim. Am înțeles. Subiect. Sunt costuri deci, foarte mari. Din punctul meu de vedere, pentru municipiul Piatra Neamț, nu este oportun să susținem de la buget local și alte costuri care să fie direcționate către sterilizarea câinilor cu stăpân. Ne facem foarte bine treaba pe ceea ce înseamnă câini comunitari și mai mult decât atât, problema, nu am rezolvat problema pentru că noi nu putem plăti de la bugetul local, câinii fără, câinii cu stăpân, sterilizarea câinilor cu stăpân din alte comune. Deci problema e... Nu, ar trebui ca lucrul ăsta să se facă concertat. Lumea. Exact. Concertat. Da. Deci, hai să spunem măcar pe zona metropolitană când o să funcționeze. Da. Ușor, domnul, ușor va funcționa. Domnul primar, acum dacă depășim subiectul acesta, deși tot primez mesaje pe subiect... Imaginez, e un subiect sensibil. E un subiect sensibil. Necesită o dezbatere largă. Eu mi-aduc aminte așa că în 1990 am avut un prim-ministru sprințar pe numele său Petre Roman, care a statuat două lucruri importante privind dezvoltarea României. Una se refera la ferul vechi din societățile comerciale, întreprinderile vechi, care ci că erau trebuie duse la fier vechi, lucru care s-a întâmplat cu din Brio. Bucate, da. Și a doua, că trebuie să facem turism. De atunci am arota asta, să facem turism, și acolo unde se potrivea și acolo unde nu se potrivea, a fost literă de lege, pentru că a spus-o un băiat simpatic, fetele de la APACA, țineți minte cum strigau, nu vrem lei, nu vrem valută, vrem să vină Petre Roman să ne vorbească, așa. Ei, a intrat în mentalul colectiv. Piatra Neamț este un oraș denumit la un moment dat Perla Moldovei, pe bună dreptate la vremea respectivă, și a mizat pe parcursul timpului, în administrațiile trecute, pe turism. Numai că împrumuturile care s-au făcut și s-au investit într-un așa zis turism au avut un singur efect. Au trecut pe costuri, în loc să producă ceva benefice. Au trecut pe costuri. Costuri care se plătesc. De aceea eu cred că în momentul ăsta, sunt la o parte problema câinilor comunitari, ar necesita o dezbatere publică extrem de serioasă. Problema turismului. Deci, noi suntem stațiune turistică de interes național, pe trei sferturi sau mai mult din localitate. Nu pe toată, acolo mai avem probleme. Avem și noi limitele da, noastre. Avem limitele noastre. Foarte mulți oameni discută. Doamne, toți suntem stațiune. Doamne, ce facem cu turismul? Problema este destul de complicată. Am investit în turism, investițiile nu s-au regăsit în beneficii. În beneficii. Adăugată, da. Așa. Ce facem de acum încolo? Ce facem de acum încolo? Mulțumesc, rog. Omor. Cred că este una dintre cele mai profunde întrebări din ultimii 15 ani. O întrebare care a fost lăsată așa cumva fără răspuns sau cu un răspuns incomplet. Și e greu să vă dau un răspuns complet într-o singură emisiune. Vă pot spune ce am făcut în acești 2 ani. Vă pot spune... Să știți că avem spațiu și timp, dar să-l discutăm la obiect. La obiect. Da, într-adevăr, cea mai mare investiție care s-a făcut în municipiul Piatra Neamț probabil în ultimii 20 de ani este chiar în turism și se cheamă Telegondolă. O investiție începută, să zicem, poate într-o direcție bună, poate avea o logică, dacă se și continua și era dusă la bun sfârșit. Dar, după cum bine știți, Telegondola unește două puncte,
care nu au nici cap, nici coadă. Pentru că pe Cozla nu s-au finalizat niște investiții și nici măcar n-au fost începute neapărat într-o cu o viziune foarte clară. Așa se face că noi astăzi ne vedem nevoiți să rezolvăm problema încheierii cu succes a proiectului de investiție denumit Telegondola. Pentru că, după cum bine știți, anul trecut am vrut să finalizăm contractul de executare silită cu Alpha Bank-ul, să salvăm și să avem o telegondolă operațională pe termen lung, care nu mai generează pierderi, ci doar venituri, pentru că în momentul de față telegondola e pe profit, dar dacă eliminăm și excludem costurile pe care le reprezintă ratele la bancă, pentru că a fost făcută o investiție care ea nu s-a plătit, nu a fost încheiat creditul făcut pentru această investiție la nici 15 ani după. Anul trecut, în decembrie, am plătit Alpha Bank-ul după ce, cred că știți prea bine, am avut cel puțin 11 ședințe de Consiliu Local în care am pus de fiecare dată problema telecondolei și a bazei hipice, pentru că, din păcate, așa au stat lucrurile cu mulți ani în urmă, cineva a pus în patrimoniul acestei societăți, prin majorare de capital social, o serie de obiective, nu știu cu ce... Printr-o hotărâre de Consiliu Local dovedită ilegală. Prin hotărâri de Consiliu Local, așa cum spuneți dumneavoastră, care nu știu dacă au fost nici legale, nici morale. Pentru că nu înțeleg care era rezultatul, care era obiectivul final al acestor majorări de capital social, decât dacă privesc cu îngrijorările pe care le-am avut la început de mandat, când nu se întrezărea nicio soluție viabilă pentru salvarea telegondolei. Și acum o pot spune cu toată sinceritatea, nu am avut atunci cum să spun aceste lucruri, pentru că era extrem de complicată povestea aceea și nici nu o puteam înțelege, nu o puteam desluși și nimeni nu putea să-mi spună cum s-a ajuns în această situație. Acum, când am găsit soluțiile și le-am pus pe masa Consiliului Local, mi s-a părut absurd să ne trezim cu acest boicot. Acum, până la urmă, vom reuși să salvăm telegondola. Asta este speranța mea, că la jumătatea acestui an societatea Perla Invest va ieși din insolvență, își va achita toate datoriile, va achita și mare parte din datoriile pe care le are către primărie prin darea în plată a bunurilor pe care le mai deține, bază hipică, stâlpi, instalații de telegondolă, până la concurența sume pe care o datorează către primăria Piatra Neamț, după care putem vorbi de proiectele de investiții care să facă din acest obiectiv, telegondola, unul care să aducă bani către bugetul local. Adică, știți bine, am inițiat o serie de proiectări și de studii pentru Muntele Cozla. Încă din primul an de mandat am încercat să aducem, să creștem traficul pe Muntele Cozla printr-o serie de amenajări care să atragă familiile acolo. Ne-am împiedicat de o serie de contexte că nimic nu e simplu. Este zonă protejată, totul depinde de un aviz din partea Agenției Naționale a Ariilor Protejate. Am mers, am dialogat, le-am prezentat proiectele, ce vrem să facem, ne-am învățat cum să facem în așa fel încât să corespundă legii și să putem primi aviz favorabil. Așa am făcut anul trecut, doar că între timp s-a schimbat conducerea și acolo a fost numit un personaj care, din păcate, nu e pus acolo neapărat pentru competențe, ci pentru că are o anumită culoare politică și a valorificat momentul de a ne mai împiedica încă o dată. Vom explica din nou proiectul mult mai bine, pe înțelesul tuturor, în așa fel încât să primim un aviz favorabil din partea Agenției Naționale Ariilor Protejate și dacă
nici așa nu funcționează, vom merge cu soluția amenajării respectivelor obiective în afara ariei protejate pentru a evita alte complicații. Cert este că avem proiecte și că totul nu depinde numai de COSLA, ci depinde de colaborare. Pentru că... Domnul primar, problema turismului, dacă o gândești pe termen scurt, n-ai nicio șansă de a rezolva ceva cât de cât constructiv. Eu nu văd discuția decât în colaborare cu cei care se ocupă de turism. Absolut. Și au bune intenții, nu cei care au rele intenții. Cei care se bucură că s-a făcut o coșmelie sus pe deal și au stat câțiva indivizi acolo care timp de câțiva ani au încasat și au băgat bani în buzunar. Nu, aici lucrurile trebuie discutate. După cum sunteți rugat să organizați o dezbatere amplă și pe subiectul acesta al câinilor comunitari, în care vă puteți expune punctul de vedere cu tot ce înseamnă costuri, cheltuieli, etc. Să vină și cei de la Salubritas, să vină și medici veterinari, sigur. Să vină și oameni care se implică în îngrijirea câinilor comunitari. Sunt oameni care tac și fac, se duc, ajută, fac, organizează adăposturi sau ajută la adăpostul respectiv. Și poate găsim împreună sau găsiți împreună o soluție la subiectul ăsta. După cum și în turism, cred că la fel ar trebui. Eu aștept să văd că pașii făcuți, asociații, alte lucruri de genul ăsta, încep să producă ceva. Adică vă trebuie un creier care se ocupă de turism. Exact. Nu știu, un creier, două, trei creiere care se ocupe să stea cu pixul în mână, mă rog, cu mouse-ul în mână, cu ce o fi, și să vină cu propuneri. Și să nu mergem după fentă la prima propunere. Cum? Ați anticipat foarte bine și exact despre asta este vorba. Trebuie să lucrăm profesionist și ca să lucrăm profesionist trebuie să-i cointeresăm și să-i implicăm pe cei care câștigă din turism, care înțeleg cu ce se mănâncă turismul și care pot veni cu proiecte coerente, gândite și aici. Voi avea o surpriză plăcută săptămâna viitoare. Când ziceți. Voi convoca o organizație, membrii fondatori ai organizației de management a destinației, entitatea sub umbrela căreia trebuie să se coordoneze toate proiectele cu implicații pe zona turistică. Și voi avea și o propunere de către membrii fondatori în persoana unui om care iubește acest oraș, care este foarte atașat de acest oraș și care are o expertiză foarte puternică pe zona turistică. Mă aștept, voi face publică persoana și cu speranța că și membrii fondatori ai organizației de management a destinației și că cei din sectorul Horeca, din Piatra Neamț, vor îmbrățișa ideea, îi voi invita să coopereze mult mai mult și să aibă și mai multă încredere în branduirea orașului Piatra Neamț ca destinație turistică. Dar pentru acest lucru este într-adevăr nevoie de o gândire integrată care să gândească atât evenimentele cât și promovarea acelor obiective turistice de pe raza municipiului Piatra Neamț într-o gândire de marketing mult mai aplicat. Eu nu știu, dacă există în oferta turistică a cuiva un city, adică un, cum se cheamă? Astăzi nu există așa ceva. Deci, la zilele orașului să ai o ofertă pentru cei din Timișoara să vină să petreacă weekendul la Piatra Neamț. În primul rând e greu pentru ei că te ducă la Bacău cu avionul și de-apoi aceea să vină la Piatra. Da. Înainte de a reuși să vii cu astfel de oferte la agențiile de turism, trebuie să crească atractivitatea evenimentului în sine. Oraș, să se audă mult mai des despre orașul Piatra Neamț. Pentru ca un turist să ia decizia de a veni la Piatra Neamț, nu știu, din Constanța sau din Timișoara, el trebuie să audă de cel puțin 10 ori că la Piatra Neamț e fain, e frumos. Pentru a
a conștientiza ipoteza sau ideea de a veni odată la Piatra Neamț să vadă cum e. El trebuie să vadă pe un banner Piatra Neamț, el trebuie să-i povestească un vecin că a fost la Piatra Neamț și că a fost frumos, trebuie să vadă un spot publicitar în care să se vorbească despre Piatra Neamț și abia a 10-a oară el poate conștientiza că hai să mergem weekendul următor la Piatra Neamț. Potrivit regulilor a 18-a oară, da. Mă rog, da. Ideea e că nu e suficient să auzi o singură dată despre un oraș, despre un eveniment, despre un produs pentru a-l cumpăra. Da, deci ai un muzeu precum Cucuteni. Exact. Care acum poartă și un nume, deci Cultura Cucuteni, da? Este singurul muzeu specializat pe cultura Cucuteni din lume. Deci ai un punct de atracție. Poți să faci turism, cum să zic eu, de nișă pentru asta. Dar pentru asta trebuie să poți oferi și cazare, și altceva decât muzeu, și altceva decât muzeu. Din punctul meu de vedere, stăm destul de bine. Ideea este în felul următor. În ceea ce înseamnă turism, trebuie să luăm în pași mărunți. Pentru că dacă ne propunem dintr-o dată să avem 1000 de turiști pe zi la Piatra Neamț în loc de 200 și nu să ai stea cum să 5 zile la Piatra Neamț, e un obiectiv e bun, doar că nu îl poți realiza într-un an de zile. Primul obiectiv trebuie să fie, de exemplu, creșterea de la 1,4 zile până la 2 zile a perioadei de ședere a turistului în Piatra Neamț. Cum faci asta? Promovând mai bine o serie de obiective turistice din Piatra Neamț, că avem atâtea. Avem destule, avem, de exemplu, anul trecut am realizat primul traseu turistic omologat din municipiul Piatra Neamț. E incredibil așa ceva. Avem atâția munți și atâtea zone frumoase în jurul orașului și noi abia acum am omologat primul traseu turistic și cel mai cunoscut și cel mai apreciat și de pietreni și de majoritatea celor care cunosc bine orașul, respectiv Trei Căldări. Pentru anul acesta vom continua, evident, mai întâi să amenajăm și să omologăm trasee turistice existente pe care le avem și pe care nu le-am promovat destul, tocmai pentru a genera activități care să țină și mai mult oamenii la Piatra Neamț. Și aceste activități nu sunt dedicate doar turiștilor, pentru că până la urmă ele au un impact și în privința creșterii calității vieții. Calitatea vieții locuitorilor. Da. Asta e primul lucru. Primul rezultat, da. Și primul obiectiv. Domnul primar, tot vorbim de investiții, de așa. Agenda publică a fost capturată, ca să spun așa, de investițiile pe coridoarele de mobilitate. Deci toată lumea discută de cele trei mari artere, mari artere principale din oraș pe care se lucrează. Lumea mi-atrage atenția cu respectul cuvenit că în oraș sunt și alte străzi, unele dintre ele importante, circulate și cam denivelate, ca să fim eleganți. De acord. Ce se întâmplă cu aceste străzi? E adevărat, efortul este foarte mare financiar pe coridoare unde au apărut cheltuieli, știm cu toții, neprevăzute și neeligibile. Și neeligibile peste cheltuieli, neeligibile. Și de prețuri și de... Exact. Deci efortul va fi foarte mare pe neeligibile. Eu am spus că se va depăși 50%, dar cred că vom merge și mai mult. Dar aștept, că încă mai avem timp până... Ce facem cu restul străzilor? De exemplu, avem Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare este o stradă pe care toți care vin din alte părți circulă, pentru că pe Waze sau pe alte aplicații, pe acolo îi duce spre un cunoscut magazin plasat în mijlocul orașului, în mod frumos. Așa. Se circulă foarte des. S-au făcut ceva reparații, dar s-au stricat altele. Și mai avem și alte străzi. Despre Ștefan cel Mare vă pot spune următorul lucru. Era propus ca investiție încă de anul trecut, doar că
am considerat că trebuie să modernizăm drumul într-o manieră un pic mai inteligentă și să modificăm și felul în care arată canalizarea pluvială, să ducem în bordură capacele de canalizare pluvială. Și aprovizionarea cu aceste capace a durat mai mult decât ne așteptam. Anul acesta strada Ștefan cel Mare va fi complet modernizată. Și este adevărat, am moștenit un oraș cu infrastructură precară din toate punctele de vedere. O stațiune turistică de nivel național și rețelele de fără utilități și infrastructura rutieră și poduri gata să se derâme. Aceasta este realitatea, o realitate pe care nu am creat-o eu, ci pur și simplu am îndatorirea de a o corecta. Dar bineînțeles, nu poți rezolva într-o lună, într-un an, în 4 ani, toate problemele care au fost create în decursul timpului și aici mă refer la decenii. Ce trebuie să facem? Este în momentul în care rezolvăm o problemă, să o rezolvăm nu la modul superficial, ci să rezolvăm, de exemplu, când ne apucăm de un drum, să modernizăm și rețelele de utilități. Asta facem acum, de exemplu, pe Traian și Decebal. Unde? Am pus toți operatorii de utilități la treabă și aici trebuie să apreciez efortul și mobilizarea. Și ne-am apucat noi pentru că așa au stat lucrurile în ceea ce privește compania județeană APASERV. Am luat decizia de a realiza noi o rețea nouă de canalizare și de aducțiune apă pentru a îmbunătăți starea rețelei de apă de pe raza orașului. Vă dați seama, asta înseamnă un efort imens și trebuie să ne dimensionăm și să ne focusăm și să prioritizăm proiectele în așa fel încât să le putem duce la bun sfârșit. Și așa aud în spațiu public, și aici cred că trebuie să fac o paranteză. Poziția pe care o am îmi permite să am contact și numeroase discuții cu majoritatea primarilor de municipii reședință de județ din țară. Unii care sunt la primul mandat, alții care sunt la al patrulea sau la al cincilea. Concluzia e că acesta este probabil cel mai greu dintre mandate pentru primarii cu experiență, din cauza contextului în care, de împrejurări în care se desfășoară, din cauza vremurilor. Pe de o parte, după pandemie, criza materialelor, criza prețurilor, criza energetică, criza războiului, toate acestea generează o stare de tensiune și mai mare și mai complicată în societate. Oricând, niciodată în istoria lumii nu a fost cu putință ca cineva să poată mulțumi pe toată lumea, dar astăzi este cu atât mai complicat. Pentru că există o stare de tensiune care putește parcă din sânul familiei până în complicata societate. Astăzi trebuie să ne prioritizăm în așa fel încât să ducem proiectele pe care le avem. Din punctul meu de vedere, și așa sunt istorice lucrările care se întâmplă și eu cred că și și din punct de vedere al complexității și din punct de vedere al numărului de lucrări, e un record pentru Piatra Neamț ce se întâmplă astăzi. Și fără că nu e nevoie de modestie și chiar e cazul să spun lucrurilor pe nume, e nevoie de curaj când te apuci de un proiect. Și slavă Domnului, împreună cu colegii din primărie chiar am avut curajul să ne apucăm de orice proiect pentru care am văzut urgența, necesitatea în Piatra Neamț și pentru care am obținut finanțare. Cu toate acestea, fiecare decizie chiar curajoasă și benefică comunității, este interpretată, răstălmăcită și valorificată de unii pentru a-i duce pe părinții, de exemplu, care își văd școala copiilor în curs de modernizare, să se sperie de aceste lucrări. Nu e corect ca pe lângă toate provocările și problemele pe care le mai avem, să mai punem și instrumente politice în ideea de a complica și domnul mai mult primar, lucrurile. Domnul primar, să vă spun ceva. Până când, la o acțiune de sabotaj, eu nu mă feresc de cuvinte că n-am de ce, nu îi se răspunde ferm, acele lucruri vor continua.
Mie mi se pare inadmisibil. Inadmisibil. Să nu stai de vorbă și după aceea să vii să spui că tu ai găsit o soluție în condiție care ți s-a cerut să pui la dispoziție un spațiu. Un asemenea lucru este inadmisibil. Mă vorbesc despre școlile normale. Este inadmisibil. Exact. Este o acțiune de sabotaj. O acțiune de sabotaj, că tot vorbeați de război, se pedepsește. Dacă nu aveți curajul ca asemenea acțiuni să le denunțați, nu la modul acela de comunicare de la partid. Cum se face? Cu Tărescu, nu știu ce. Nu, pe instituții. Este o instituție care a incitat asupra unei chestiuni? Dom'le, instituția are la rândul ei un șef. Da? Dacă nici șeful ăla nu face nimic, înseamnă că e ordin pe linie de partid. Și mă duc mai departe. Și ajung până la cel care decide. Nu la domnul Iohannis, că el nu mai decide nimic. La ăia care decid. Și mă duc și stau la ușa lor până când se ia o decizie. Nu se poate în felul ăsta. Tot cu papea mătii, în fiecare zi, și dintr-o parte și din alta, nu se poate. Trebuie să vă hotărâți, clasa politică și administrativă, ce vreți. Hotărâți-vă, închideți-vă într-o cameră, dăm bilete, dacă e nevoie, și facem ceva. Nu se mai poate. M-am săturat de comunicate în care unul spune că nu știu ce, unul spune că nu știu ce. Avem chestiunea parcărilor. Justiția a rezolvat. Haideți să mergem cu justiția atunci, dacă altfel nu se poate. Și haideți să cerem, haideți să cerem și altceva. Nu numai justiția. După ce am câștigat un proces, să mergem mai departe. Și nu mă refer aici la parcări, în general, mai departe. Haideți să cerem daune. Haideți să vadă oamenii, să vadă oamenii, și așa vor deveni mai interesați de ceva. Să vadă oamenii că se luptă cineva pentru banii lor. Altfel nu se mai poate, mă scuzați, dar... Da, sunt lucruri pe care, într-adevăr, le-ați intuit foarte bine. După cum probabil vă imaginați, am cerut mediere din partea Ministerului Educației Naționale în problema școlilor care intră în renovare în Piatra Neamț. Eu nu vorbesc aici numai de școli. Da, eu vorbesc despre o mulțime de lucruri. Despre o mulțime de lucruri, nu numai la școli. Și apelul la instanță, pentru că adesea aceste acțiuni de sabotaj, într-adevăr, sunt ca urmare a unor abuzuri în serviciu care se întâmplă, lucru pe care chiar nu mai am niciun gând să mai tolerez. Nu, adică trebuie discutat, domnule, stați un pic, vorbim despre niște copii. Părinții, pe bună dreptate, ei sunt îngrijorați, dar ei nu știu. La școlile normale e bine să te duci, dar înainte cineva s-a întrebat sunt condițiile acolo ca să lucrezi? Cât de friguroase sunt sălile acelea? Sunt ele propice pentru niște copii? Acolo au fost niște activități de învățământ. Eu vă spun că nu se puteau ține din cauza frigului. Pentru că sunt săli mari, cu încălzire, nu mai știu acum, dar înainte era antică, veche și de demult. Nu știu acum ce s-a schimbat. Adică, și după aceea vii și spui, facem apel la X să facă treburile astea. Păi stai un pic, se pune și chestiunea de proprietar acolo. Cine este proprietar? Cum investește X instituție publică în Y instituție publică? Mai ales că noi am cerut să vizualizăm, să vedem și să analizăm ce investiții sunt necesare din timp. Toate lucrurile astea, domne, haideți un pic să raționăm. Eu nu înțeleg până unde poate duce inconștiența. Și aici vorbesc de inconștiență din toate direcțiile, nu numai dintr-un singur loc. Pentru că e foarte simplu să atâți lumea. Mai greu este să te oprești din atâțat când se întoarce împotriva ta. Lucrul ăsta. Pentru că cei care încearcă să atâțe lumea pe o problemă, peste o lună, două, trei, vor avea aceeași problemă care le vine lor în cărcă. Efectul de bumerang. Da. Domnul primar, m-am aprins. Am terminat. Și foarte bine ați făcut, pentru că n-ați greșit cu nimic. Da. Și eu mă mai aprind câteodată, dar evit să o fac la televizor sau pe Facebook.
Dar, într-adevăr, situația este foarte complicată și, din păcate, oamenii complică lucrurile mai mult decât o complică vremurile sau situațiile tehnice, care sunt inevitabile uneori. Provocările apar, sunt inerente în orice activitate, dar anumite în administrație și dar anumite atunci când își mai bagă coada și politicul. Ca să încercăm o concluzie, eu m-aș bucura să faceți o dezbatere pe chestiunea câinilor fără stăpân, dar nu în sediu primăriei neapărat, acolo unde e înghesuit, ci într-un loc în care să invitați pe toți cei care au organizații de genul ăsta, pe toți cei interesați, să vină cei de la Salubritas, să veniți dumneavoastră. Eu, de exemplu, cu toată, cum se spune, bunăvoința, dacă există, eu vin și să moderez o asemenea dezbatere. De ce? Trebuie să ne învățăm să vorbim între noi. După cum ar trebui organizată o dezbatere și pe turism. Apropo, când veți aduce acea persoană să o prezentați oamenilor, după aceea, eu vă aștept cu persoana respectivă să discutăm despre turism, despre ce a fost și perspective mai ales. Nu poți vorbi despre perspective dacă nu te raportezi la ce ai avut. La istorie și la contextul existent, da. Vă aștept în emisiune să discutăm lucrurile astea. Aștept să discutăm, eu aș face și o dezbatere publică, într-o sală de clasă, la școlile normale, într-una din sările alea, să vină inspectorat, să vină părinți, să vină asociațiile de părinți acolo, conducerile școlilor, și să discutați față în față lucrurile, fără arătat cu degetul, nici așa, nici cu el ridicat în sus. Bine, alt deget, nu ăsta. Foarte bună propunerea dumneavoastră. Deci, nu vă ascund că înainte de această dezbatere publică este nevoie de o discuție sinceră și onestă între toți factorii implicați. O discuție pe care am inițiat-o deja și se va întâmpla zilele următoare. Ar fi perfect să se rezolve lucrurile acolo. Da. Dar dacă nu se poate... Dom'le, haideți să discutăm lucrurile. Poate ce spune primăria este o prostie. Poate ce spune X este un lucru bun. Poate ce spune X este o tâmpenie. Și ce spune primăria este bun sau nu este cel mai bun lucru. Dar haideți, dom'le, să o rezolvăm odată, că deja trebuie să intre constructorii. Ei au termen sfârșitul anului să reabiliteze școlile și ei n-au intrat pe amplasament. Un lucru este cert. Atât la școala 5 cât și la școala 8, constructorii vor intra pe data de 20 februarie la lucru, vom preda amplasamentul. Datoria primăriei este să pună la dispoziție școlilor și inspectoratului școlar județean spații necesare pentru derularea activității instructive educative a școlilor respective. Ceea ce am făcut și lucrul pe care l-am greșit este că am încercat să ne însușim și rolul altora care n-au vrut să coopereze. Este singura greșeală și mi-am asumat-o tocmai pentru a face lucrurile bine și a arăta tot sprijinul necesar instituțiilor de învățământ în ideea în care ele să fie perfect conștiente că au la dispoziție spațiile necesare pentru derularea orelor de curs. Trebuie puțină înțelegere și acolo unde este nevoie, poate chiar să acceptăm mici compromisuri de genul reducerii timpului de pauză sau poate chiar de oră. Nu se poate. Dar sunt mici compromisuri pe care le putem face împreună pentru a asigura, pe de o parte, un act educațional desfășurat la modul rezonabil pe perioada lucrărilor. După care să revenim în clase, în școli modernizate, cu toate dotările necesare, în școli care arată ca noi după mai bine de 50 de ani de când au fost realizate. Da. Trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participare. Aș vrea doar să mai citesc un mesaj. Având în vedere schimbările climatice, reducerea ponderii industriale în piatra neamț și nu numai turismul este un colac de salvare. Dar acest lucru trebuie făcut cu cap, nu cu interese ca până acum, ci cu un plan bine definit și nu cu ideea de a recupera investiția în 2 luni, cum se practică la români. Concluzie, pe concluzie mai bună ca asta nu există. Exact. În mod normal, oameni buni, după o pauză, intrăm în direct cu doi domni pe un eveniment care va avea loc la Piatra Neamț diseară. Dacă au ajuns, nu știu că nu văd în zonă. Oricum, luăm o scurtă pauză, îl conducem pe domnul primar și așteptăm ceilalți invitați.
Vă mulțumesc pentru participarea la prima emisiune. Vă aștept și la a doua parte pentru astăzi. Cele bune, numai bine! O zi frumoasă tuturor! Mulțumesc!